reușit foarte bine acolo. Sfântul Gheorghe a făcut un pas uriaș spre cea de-a doua finală consecutivă a Cupei Moldovei, după ce în manșatura semifinalelor a dispus cu 5-2 de Speranța. În primul meci oficial din 2020, contrar cursului jocului, oaspeții au fost cei care au deschis scorul în minutul 29 prin Trofan. Speranța prin Iacovlev, dribling acestuia, șut și gol! Totuși, la pauză s-a intrat la egalitate, Volcau fiind omul care a marcat pentru 1-1. Cel mai fundaș central Smirnov, într-adevăr, urma centrarea, șut și gol! Sfinții s-au desprins pe tabelă în minutele 64 și 66, când Novikov a marcat în urma unui corner executat de nou intratul Suvorov, care imediat după reluarea jocului a punctat pentru 3-1, după ce a executat perfect o lovitură liberă. Aleasa de Suvorov, șut direct, gol, impecabil, ce reușit a lui Alexandru Suvorov! Același Suvorov și-a trecut în cont dubla dintr-un penalti, ca mai apoi tot dintr-o lovitură de pedeapsă, dar executată de Pâsla, Speranța să reducă din diferență. Gazdele nu s-au oprit însă aici, iar Iurcu, jucător introdus la fel după pauză, a stabilit rezultatul final cu un gol marcat în minutul 83. Acesta mai departe până la Istrati, intră în careu, Istrati caută un coechiper de marcat foarte bine, gol! La finalul partidei, Serghei Cebotare a declarat că, deși echipa sa a învins clar, în retur va căuta să obțină o nouă victorie. În principiu, eu довольен состоянием ребят на данный момент, игрой. У нас были планы на определенные на первый тайм и на второй, и все, в принципе, ребята выполнили, достойно сыграли. Да, это кубковая игра, едем на результат, плюс будут свои задания на игру, проанализируем, что как нам поступить, соответственно, подготовимся в дальнейшем к началу чемпионата. De partea cealaltă, Iuri Osipenko a recunoscut că adversarii au fost mai buni, menționând însă că în retur se poate întâmpla orice. Deci noi am jucat practic viteza a doua tot meci. Nu știu din ce cauze, dar aș avea impresie, parcă ei s-au antrenat toată perioada asta, parcă nici nu s-au odihnit. Și tot a mers în principiu după plan, deci până ce n-a intrat cheița fermecată. Suvorov. Amintim că returul dintre Sfântul Gheorghe și Speranța este programat pentru joi 25 iunie.